trecem la ultima prezentare de astăzi. Doamna dr. Diana Andone e gazda tradițională a acestor webinarii, este director al Centrului de IDIFR și e-learning al Universității Politehnica Timișoara, cu responsabilități în planificarea și implementarea învățământului la distanță și a integrării utilizării tehnologiilor educaționale online pentru toate formele de învățământ prin campusul virtual al Politehnicii. Are o experiență bogată, atât din punct de vedere al cercetării prin publicații, cât și prin participarea în diverse proiecte europene. Promovează utilizarea de resurse deschise și MOOCs și a dezvoltat Unicampus, prima platformă de cursuri online tip MOOC din România. Ea e puternic implicată în activitățile comunității științifice, internaționale, prin implicare în IDEN și IEEE, dar și naționale pe partea de inovație, cultură și responsabilitate socială. Diana, te rog frumos să ne prezinți ce ai pregătit pentru această zi. Da, mulțumesc foarte mult, Vlad, mulțumesc foarte mult, Carmen și Gabi. A fost mai mult decât extraordinar tot ceea ce ați prezentat fiecare dintre voi și noi toți împreună. În curând sper să reușim să și luăm cât mai multe întrebări și să fie cât mai interesantă această prezentare. Voi merge ceva mai repede, sper să fie mult mai practic ceea ce eu voi încerca să prezint și să zic astăzi. Voi vorbi despre experiența noastră în Universitatea Politehnică din Timișoara, despre tot ceea ce facem noi aici, în Politehnică, despre activitatea Centrului de e-learning care a aniversat acum 22 de ani deja de înființare și totul se bazează pe principiul pe care îl avem cu toții și pe care l-am definit, cred că în urmă cu vreo 12 ani am definit acest principiu, care denumește astfel studentul care învață pe toată durata vieții și în mod deschis, care creează astfel abilitățile secolului 21 și care trebuie să poată să aibă abilități de a identifica, accesa, învăța, analiza, aplica și a practica, a aplica cât mai bun în practică tot felul de cunoștințe și unelte noi pe care și le dobândesc, din păcate, acum din ce în ce mai mult digital. De ce spun din păcate? Fiindcă, într-adevăr, interacțiunea directă în clasă sau între oameni este cea care ne creează cea mai puternică motivație în spațiul educațional, dar și mediul online are foarte multe unelte prin care poate să suplinească sau poate unor chiar să îmbunătățească această interacțiune directă. Ce facem noi în Politehnică este întotdeauna în cadrul educației deschise. Aici este un parc din Timișoara care acum este în plină floare cu lalele și pe care nu-l putem vedea și am să vă aduc aminte cât e de frumos totuși afară, nu numai în spațiul online. Și noi avem o zonă în site-ul nostru care se numește Open, deschis, care conține foarte multe ghiduri, resurse, sunt pagini întregi cu resurse, cu unelte, cu abilități, cu foarte multe tutoriale pe care noi le-am creat, dar mai ales cu foarte multe informații care vin de la partenerii cu care noi colaborăm internațional și pe care multe dintre ele le-au menționat deja Carmen și cu Gabi. De asemenea, multe din acestea se regăsesc în campusul virtual al Universității Politehnică din Timișoara, o platformă foarte puternică, putem să spunem așa, a primit și premii de-a lungul anului și menționări la asociațiile internaționale, care este bazată pe Moodle și care acum, să zicem așa, găzduiește integral învățământul în Universitatea Politehnică din Timișoara. Un tutorial despre cum s-a întâmplat acest lucru și despre ce facem noi în Politehnică este, de fapt, primul webinar din această serie împreună online și pe care puteți să-l urmăriți în continuare online, atât pe site-ul nostru, cât și pe canalul YouTube. Experiența noastră s-a concretizat și în organizarea constantă, pe lângă toată această activitate în mediul online. Facem în fiecare an, pe lângă conferințele internaționale pe care le găzduim, organizăm anual două workshop-uri care au devenit foarte populare. Avem peste 100 de participanți de fiecare dată în locație, deci care vin la noi în Universitatea Politehnică din Timișoara. Durează o zi, avem întotdeauna și participanți din străinătate care fie ne vizitează fizic, fie vin cu noi virtual. Noi de mult practicăm
metoda aceasta de conferință virtuală și de a putea prezenta cât mai mult virtual și de a putea pune întrebări și de a face cumva un mod mai ecologic de a prezenta și de a participa la conferințe. Absolut toate se regăsesc în această zonă de open și pe canalul de YouTube al Politehnicii, dar ele sunt integrate și ca și curs în platforma Unicampus, care este, zicem noi, prima platformă de tip MOOC din România. Am inițiat-o din 2014. Ne tot dorim ca toate marile universități din, și nu numai din România, să pună și ele cursuri pe această platformă care să fie complet deschise tuturor. Dar deocamdată sunt cursuri care le-am creat noi și împreună cu partenerii noștri internaționali în mare parte și în curând, acum în mai, sperăm că după 15 mai să lansăm și mai multe cursuri. Sunt în pregătire câteva care le-am realizat în decursul toamnei, dar care nu și-au mai putut avea, să zicem, spațiul și timpul în viața noastră de a fi complet integrat în Unicampus, fiind luați de tăvălugul integrării online integrale a Universității Politehnice din Timișoara. Cum utilizăm noi OER și MOOC în Politehnică? În acești 6-7 ani sunt deja, după câte știm noi, 16 profesori în UPT și 18 cursuri care folosesc în mod masiv, adică nu numai ca și o resursă simplă bibliografică, OER și MOOC. Cum se fac acest lucru? Eu am să merg ceva mai practic și am să vă zic. Sunt 4 etape care se realizează și fiecare dintre ele își are importanță. Prima este identificarea OER-ului și a MOOC-urilor, care se pot realiza atât de către cadrul didactic, dar și de către cadrul didactic împreună cu studenți, mai ales cu studenți din anii terminali sau cu studenți din alți ani sau cu studenți care îi aveți la lucrări de dizertație sau de licență. Se identifică resurse, se face o listă, se face o documentare. Există un ghid, sunt foarte multe ghiduri și foarte multe validări internaționale. Noi le-am și creat pe aceste ani, că de acum vreo 5 ani de zile și le avem puse pe site cu cele 5 criterii de bază după care se pot valida și identifica resursele educaționale libere online și cursurile online, care sunt în principal cele luate de calitate, de relevanță pentru conținutul cursului sau pentru modul în care cursul este livrat studenților și de modul de distribuire. Deci dacă este doar un simplu video, resursa educațională, dacă este doar un simplu text, dacă este o animație multimedia, dacă este, de exemplu, cum e Lab Exchange de la MIT, un laborator întreg în care poți să mergi și să-ți creezi bucăți întregi din laboratorul tău și să experimentezi acolo. Sau dacă este un curs integral, cum este în cazul cursurilor masive online, cursurile deschise online, în care poți să indici un curs întreg care să fie urmat din mai multe module, 5 până la 7 module. După aceea trebuie să decizi cum vei integra acest lucru în cursul tău, în disciplina pe care tu o livrezi, ca o resursă, ca o resursă bibliografică, am să merg și am să le iau pe fiecare pe rând și am să vi le explic, ca un modul de proiect sau de activitate sau ca și parte de creare. La sfârșit, foarte important este dintotdeauna, de la toate acestea, trebuie să le stabiliți înainte de începerea semestrului, înainte de începerea disciplinei de cele mai multe ori. Acum e puțin mai târziu, puteți adapta anumite lucruri dintre ele pentru cele 4-6 săptămâni de școală care au mai rămas, dar puteți să vă gândiți și să planificați de pe acum, să folosiți acest timp pentru a învăța, pentru a vă îmbunătăți dumneavoastră abilitățile și să puteți aveți pentru toamnă deja modele gata create pentru aceasta.